Când sunt departe de casă, gândul care mă face să mă simt cât mai aproape este gândul la părinți, la curte, la casă și la frați. După părerea mea, cea mai frumoasă tradiție din Moldova este croitul cămeșii mirelui. Cămașa mirelui era croită de către mireasă înainte de nuntă. Cămașa care era alături de țăran în cele mai importante momente din viața lui. Nașterea, nunta și înmormântarea. Cel mai valoros lucru pe care trebuie să-l știe un străin despre Moldova este portul național, care ilustrează cel mai bine viața, firea și istoria țăranului român. Concursul Mândria pentru mine reprezintă o motivație în plus pentru a continua să creez, să studiez în domeniul designului.